Emisiunea Rețeta Sănătății vă este oferită de Sanador. Calculii renali sau pietrele larinic se formează atunci când urina este prea concentrată, fapt care conduce la acumularea de materiale cristaline și săruri. Uretroscopia flexibilă este una dintre cele mai noi tehnici pentru tratamentul litiazei renale, a calculilor renali. Nu presupune incizii chirurgicale, se efectuează prin orificii deja existente. Este o operație endoscopică prin care pătrundem la nivelul căii urinare superioare, prin vezica urinară și apoi prin ureter. Astfel, accesul în calea urinară este facil. Aplicarea de laser holmium pentru tratarea calculului, pentru pulverizarea sau fragmentarea calculului, este iarăși o metodă foarte nouă, foarte eficientă și cu risc minim pentru pacient. Astfel se pot trata calcul de dimensiuni crescute, minim invaziv, cu minim efect asupra pacientului. De cele mai multe ori pacientul pleacă a doua zi acasă fără absolut nicio problemă. Prin ureteroscopie flexibilă se pot trata calculi în principiu de la 5-6 mm care sunt în calea urinară până la calculi complexi de 20-30, poate și peste această dimensiune, cu amendamentul că pentru calculul mai mare există posibilitatea de a fi necesară și o a doua intervenție de ureteroscopie flexibilă, adică se va fragmenta calculul cât se va putea, deoarece suntem limitați în timpul acestei intervenții de un termen între 60 și 90 de minute maxim cât putem să stăm la nivelul urinicului pentru a preîntâmpina apariția de complicații. Tratamentul litiazei renale este complex, depinde de pacient, depinde de tipul calculului, depinde de calea urinară a pacientului, adică de modificări anatomice care pot apărea la unii pacienți. De aceea, pacientul ar fi bine să se adreseze unui centru care le poate adapta pe toate pentru tratamentul acestuia, fie că este vorba despre litotriție cu unde de șoc, adică celebrul SVL, fie că este vorba de ureteroscopie flexibilă sau de intervenții percutanate, cum este NLP-ul. E bine să le avem pe toate la îndemână pentru tratamentul optim al calculilor și al pacientului în sine. Netratarea litiazei renale poate avea drept consecință apariția infecțiilor urinare și a unor afecțiuni mai grave ce necesită intervenția chirurgicală. Emisiunea Rețeta Sănătății vă este oferită de Sanador.